Salutare prieteni, astăzi ne ocupăm de un LG Direct Drive, modelul este F1256QD. Problema este că nu, mânerul nu se mai poate apăsa să se deschide ușa. Așa că vom înlocui mânerul. Primul lucru ce am făcut, am dat capacul de sus jos, acesta este prins cu două șuruburi în partea din spate, se trage puțin în spate, se culisează, apoi se dă jos. Și ca să deschidem ușa, va trebui să ajungem la zăvor prin partea de deasupra. Să vedem dacă se vede. Se vede. Va trebui să-l deschidem manual, să nu riscăm să rupem și altceva. Am deschis ușa apăsând pe clănțuș. Acum, ca să demontăm ușa, va trebui să dăm aceste două șurubele jos. Avem nevoie de o tubulară de 8. Merge un pic mai greu, va trebui să dăm jos garnitura. În partea de jos are un arc. Doi, apoi tragem puțin de ușă în sus și o ieșit. Iar acum avem nevoie de o șurubelniță stelară. Vom desface toate șuruburile de pe ușă, care țin rama ușii. Am desfăcut toate șuruburile cu grijă. Despărțim cele două bucăți. Cele două bucăți ale ușii. Cu grijă mutăm și geamul. După cum vedeți, este rupt. Iar noi vom monta mânerul nou. Cu grijă înlocuim, scoatem acest bolt, să zicem. Așa. După ce am scos boltul, am scos și cârligul. Cu atenție îl punem mânerul aici. Apoi cu grijă așezăm arcul acolo. Apoi va trebui să introducem din nou boltul prin toate aceste trei piese. Așa. Bun. Acum mânerul este pus. Mai departe. Cu grijă va trebui să manevrăm sticla. O ridicăm. O punem peste mâner. Așa.
Așa. Bun. O punem pe poziție. Să fie și balamama pe poziție. După ce am pus-o pe poziție, apăsăm să o închidem, să vedem dacă am pus bine tot. Un pic sticla. Mai așa. Bun. Acum, procedura inversă. Prindem șuruburile. Am pus toate șuruburile imediat. Așa. Acum testăm funcționalitatea mânerului. Perfect. Perfect. Iar acum, pentru montajul ușii înapoi, suntem atenți aici la balama, că are aceste două ieșiri. Am agățat balama și din nou cu cheia tubulară de 8. Strângem. Și acum verificăm job well done.